Plecarea moldovenilor peste hotare rămâne a fi o problemă actuală în Republica Moldova. Cetățenii țării aleg drumul străinătății pentru a-și putea întreține familia. Asta o înțeleg și copiii care sunt lăsați acasă în grija rudelor, dar care suferă enorm din acest motiv. Dumitrița Țilea din satul Nicoreni, împreună cu fratele său mai mic de care are grijă, au gustat din amar, fiindcă și mama lor, ca sute de mii de moldoveni, este departe de casă. Mama deja pleacă de 10 ani peste hotare și când pleacă, a plecat odată până pe 9 luni și a plecat la 1 septembrie și a venit la 1 iunie și vine pe 2 săptămâni sau a fost odată și pe o zi și aceste emoții, cât de când ne deprindem faptul că este permanent peste hotare, toată ziua sună, întotdeauna ne duce dorul, dar... O altă eroină a dramei triste este Livia Gâțu, care de asemenea împreună cu fratele ei își așteaptă părinții să vină. Acum, în lipsa părinților, copiilor le este alături bunica. Mama și tata trebuie să fie acasă și să vadă cum cresc copiilor, susține adolescenta. Mă isprăvesc așa, cu ajutorul bunicii, deoarece am o părere negativă, deoarece părinții noștri ar trebui să stea lângă noi, dar nu în țările străine. Și din acest motiv ei și noi ne vedem prea rar. Ar fi mai bine ca în țară să fie locuri de muncă pentru ca părinții noștri să nu migreze peste hotare pentru a-și face bani pentru pâine. Plecarea cetățenilor în străinătate are un impact negativ asupra familiilor, dar și a întregii țări, susține edilul localității Nicoreni. Moldovenii fără ezitare aleg să plece, nu pentru propriul profit, dar pentru a-i îndestula pe cei dragi cu cele necesare. De la noi din sat, din populație de 3400 de locuitori, undeva în jurul la 1000 de cetățeni, abzi de muncă, sunt plecați peste hotarele țării. E un paradox care influențează foarte negativ asupra tinerilor, asupra, în genere, la toate familiile care locuiesc. Dacă să zicem o familie de 4 persoane, 2 s-au dus peste, adică tata sau cu fiul sau mama cu fiul. 2 persoane au rămas, mă rog, material poate să îndestulate, dar moral rămâne în majoritatea se duc pentru a câștiga sursa de întreținere. Un număr tot mai mare de cetățeni ai Republicii Moldova pleacă peste hotarele țării. Conform datelor oficiale, în trimestrul 2 al anului 2018 au plecat peste 355.000 de moldoveni, adică cu peste 31.000 de cetățeni mai mult decât în aceeași perioadă a anului 2017, iar această cifră se consideră a fi cea mai mare din ultimii 4 ani. Victoria Conea, Roman Bulgaru, TV Drochia.